Am fost întrebat tot de fani și admiratori și rugat să explic fenomenul suveci sau, cum vi se spune acum, pampendam. Dar nu e deloc același lucru. Suveica, care e posibilă și ziua de azi, dar doar la BVB, și o să vă spun de ce la BVB e încă posibil și în altă parte nu, a apărut în anii 1905-1906, după prima criză bancară, financiară și bursieră de pe Wall Street. Și evident că a fost o invenție a lui J.P. Morgan. Și anume, am o acțiune care costă 100. Eu și încă trei prieteni de-al meu deținem un pachet de acțiuni. Și am vrea să le vindem, dar am vrea ca prețul să devină un pic mai mare. Și atunci ce facem? Eu iau 1000 de acțiuni, și le vând prietenului meu X cu 101. El în secunda 2 le ia cu 101 de la mine și le vinde prietenului Y cu 102. Prietenul Y le ia de la el cu 102 și mi le revinde de data asta înapoi mie care am început mișcarea cu 103. Eu le dau cu 104, 104, 105, 105, 106, 106, 107. După cum vedeți, toți vindem acțiuni, cumpărăm am acțiuni, la sfârșit niciunul nu câștigă nimic din aceste schimburi, dar prețul urcă. Și tot urcând prețul, urtând prețul, ajunge la 120, euforia creată în piață, celebru pump, îi aduce și pe alții. Și cum bine știți, fraierii nu dispar doar să rotesc, că care să rotesc în momentul ăla prin, pe lângă această mișcare, și văd cum ceva crește, 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 vezi Bitcoin, vezi alte Dogecoin și alte minuni, Să apucă și cumpără. Și în momentul în care intră alții în jocul ăsta, în sarabanda asta și cumpără, noi ne vindem toți acțiunile. După care, evident, ele se duc înapoi la valoarea lor adevărată și noi le putem recumpăra, marcând și un profit substanțial. Suveica nu este interzisă nici la BVB și evident că nu e interzisă nici pe Wall Street. Că nu te împiedică nimeni dacă vrei să le vinzi prietenului costă 1 care ți le revânde înapoi costă 2. Și nici nu trebuie să dai vreo justificare și nici nu poți să zici că ai manipulat piața sau nu. Atât cât ordinele transparente introduse pe sistemele electronice ale bursei. Dar există ceva la New York care nu există la București când prețul a ajuns 103, 104, cineva, fără să aibă acțiuni, -apucă să apucă și le vinde. Și nu mai apuși tu să le cumperi cu 103, că îți vinde el milion la 102,5. Și tu le încasezi că ordinul a intrat. Și dacă mai bagi un ordin, îți mai dă și îți mai dă și îți mai dă și să ducă acțiunile nu la 100, ci la 90. Și acum tu ești în pagubă, el a vândut fără să aibă și își permite să le cumpere după ce le-a vândut la 102,5 cu 90 și să marcheze un câștig. Deci ceea se numește vânzare short, naked. Împrumută acțiuni și le vând. Orice firmă, oricât de mare ar fi a Apple, așa, are un X la sută care pot fi împrumutate și vândute în piață. Nicio acțiune nu are interzis shortare. Unde nu se pot shorta acțiuni? La BVB. Pentru că așa la BVB se pot face suveci în ziua de azi. Nu-i oprește nimeni. Cea mai celebră suveică a fost făcută la listarea Rompetrol. A făcut-o Dinu Patriciu. Și prețurile au fost 110, 115, 120 de dimineață. Toată lumea s-a bătut să cumpere de la Dinu Patriciu, după care și le-au dat între ei. Prețul a ajuns la 480. Și astfel Dinu Patriciu, vân, cumpărând, vânzând la 110 și cumpărând la 480, a făcut o mare pierdere, dar pierderea aia era calculată și așa și-a plătit toate șpăgile și toate datoriile față de diversi vereștoi și, și așa mai departe, care l-au ajutat în uh, acapararea lui Rom Petrol. După cum bine știți, s-a făcut și o anchetă și cu manipularea pieței. Patriciu între timp a murit. Doamna Anghelache, alți comisari CNVM plus uh, alte persoane au intrat în pușcărie, alții au fost achitați, deși ar fi trebuit toți să intre în pușcărie, pentru că prea multe probe nu erau. Și oricum a fost foarte greu să demonstrez că așa ceva s-a întâmplat. Dacă Dinu Patriciu făcea chestia asta un pic mai încet și nu într-o singură zi, de fapt în patru ore de tranzacționare, vă spun eu că nici măcar nu se făcea închetă dar el a vrut să termine din prima zi cu datoriile, cu totul să plătească practic din banii firmei pe care o cumpărase pe nimic toate șpăgile în mod legal, n-a dat la nimeni bancheș, a fost curat ca lacrima. Numai că, normal, când faci niște volume imense la o bursă așa de mică ca BVB-ul și când oprești opresc serverele să strică calculatoarele, și tu faci mișcarea asta în patru ore și e și arogant și vii la televizor și spui am făcut-o intenționat când să-mi blochez toată bursa de la București. Iată ce firmă puternică am eu. Cineva își pune întrebarea, să faci dușmani, cunosc din propria experiență, dușmanii să unesc și după aia o pățești. N-am mai apucat să o pățească, că cu Patriciu a murit. Dar cei care l-au ajutat fără să înțeleagă ce fac, au dat cu subsemnatul și azi au condamnări unele cu suspendare, alții chiar s-au dus la pușcărie. E, lucrul ăsta nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi existat o lege simplă, ca să poți vinde fără să ai acțiuni. Pentru că atunci cineva vindea, Patriciu pierdea acțiunile și controlul la Rom Petrol, ăia nu-și luau șpăgile și uite așa lucrurile intrau pe un alfăgaș. Pentru că până la urmă e adevărat că cel mai deștept trebuie să câștige în bursă, Poți să-i spuneți și cel mai șmecher, nu vă spun că trebuie să ai morală ca să te joci în bursă, dar trebuie să existe niște reguli clare peste tot și tot să le respecte. Nu pot să spun că Dinu Patriciu nu le-a respectat, pentru că așa cum erau regiurile la BVB, le-a respectat. Pot să vă spun altceva, au trecut de atunci, cred că 16 ani sau mai mult, și nimeni nu a schimbat regulile alea. Când eram în Consiliul de Administrație la BVB, am încercat. Dar ideea că cineva ar dori să scadă prețul unei acțiuni, nu contează de ce, îi deraja așa de mult pe acționari și pe Consiliul de Administrație, încât oricât am venit eu cu argumente că toate bursele din Europa au vânzare short, n-a reușit să conving pe nimeni. După cum știți, ca să se poată face vânzarea short, m-am la Sibiu, am făcut o bursă la Sibiu, am făcut futures de alte minuni, s-a terminat și cu aia și astăzi avem o bursă mică, cu maxim 15 milioane volum pe zi, unde nu se pot face shorturi, unde nu există futures, unde nu există indice și futures pe indice listat și unde lumea se plictisește. E, plictisul ăsta contează foarte mult pentru că economia unei țări este o oglindită de bursă. Bursa nu e altceva decât economia unei țări. Și așa v-am explicat cum e cu suveica și vă mai spun încă o dată, la BVB încă o puteți face legal. Dar nu face, să nu faceți într-o singură zi ca Dinu Patriciu, măcar faceți -o în câteva luni ca să nu se prindă nimeni. Între ghilimele, pentru că eu tot sper că într-o zi va veni o minte mai luminată și mai puternică și va introduce vizarea short care ar putea potoli astfel de idei de suveica.